O nouă reușită semnată Robotics Hunedoara. Au sosit aproape 1000 de fotografii imortalizate cu ajutorul unui program creat de 3 elevi hunedoreni, care a rulat pe Stația Spațială Internațională pentru a evalua starea de sănătate a vegetației la nivelul întregii planete. Cu ajutorul acestui program au fost efectuate 2 rotații în jurul Pământului, în aproximativ 3 ore. În baza acestor imagini, echipa de robotică din Hunedoara va putea analiza și stabili gradul de sănătate a vegetației la nivel global. Ce simt cei care au lucrat la acest program? O imensă emoție, pentru că sunt fotografii făcute indirect de noi, de la 400 de kilometri altitudinea de jur, pe jurul planetei. Avem câteva sute de fotografii, aproape 1000 de fotografii, însă doar o parte dintre ele vor fi utile, pentru că unele sunt pe timp de noapte. Soarele a răsărit de 2 ori pe Stația Spațială Internațională în cele 2 ture în jurul planetei. Unele sunt cu mare acoperit de nori și nu le putem folosi pentru detectarea stării de sănătate a vegetației. Dar tot ne mai rămân câteva sute pe care le analizăm zilele astea și încercăm să obținem care este gradul de sănătate al plantelor pe planetă. Trebuie analizat pixel cu pixel, fiecare imagine în parte, și făcut un calcul vis-a-vis de proporția de reflectanță în infraroșu și în roșu a plantelor, pentru că fotografiile au fost făcute cu un filtru special de infraroșu. Peste 2 săptămâni, echipa de la Hunedoara va înainta raportul final și concluziile pe care le-au obținut în urma acestui experiment. Vrem să ducem mai departe experimentul, în sensul că vrem să adaptăm sistemul pentru drone, pentru avioanele de linie. Programul a fost gândit și creat de Alexandru Budiul, Maria Alexa și Luca Rădos, elevii ai Liceului Teoretic Traian Lalescu și ai Colegiului Național Iancu de Hunedoara.